Dragilor, astăzi am pentru voi o rețetă deosebită, dulceață de smochine. Această rețetă este perfectă pentru cei care doresc să profite de sezonul smochinelor și să adauge o notă dulce și aromată în cămara lor. Smochinele bine coapte, combinate cu arome delicate de lămâie, scorțișoară și vanilie, creează o dulceață irezistibilă. Vreau să vă spun de pe acum că am folosit mult mai puțin zahăr decât era prevăzut în rețeta originală din care m-am inspirat. Am primit o caserolă mare cu smochine uriașe și foarte bine coapte. Clar nu ar fi rezistat mai multe zile la frigider, iar pentru alte delicii mai diverse deja nu mai aveam timp. Așa că am decis să le închid în borcane și să le conserv pentru bucurii culinare viitoare, adică dulceață. Și pentru că erau mult prea mari ca să le las întregi, am ales să le tai bucăți potrivite, iar dulceața mea a ieșit perfectă și așa. Cred că se vede bine că s-a păstrat forma fructului, nu? Consistența este perfectă, iar aromele irezistibile. Hai să vedem ce și cum. Vom vedea împreună lista de ingrediente și modul de preparare, iar la finalul videoului avem, ca de obicei, o secțiune de sfaturi și trucuri pentru o reușită garantată. Așadar, rămâneți cu mine până la sfârșitul acestui clip pentru toate aceste informații utile. Am nevoie de 1 kg de smochine foarte bine coapte, 250 g de zahăr, zeama de la o lămâie, 250 ml de apă, coaja rasă de la o lămâie sau o portocală bio, o fiolă de esență de vanilie și puțină scorțișoară. Începeți prin a prepara siropul de bază. Într-o cratiță încăpătoare, combinați apa cu zahărul. Aduceți amestecul la punctul de fierbere, amestecând constant, până când zahărul se dizolvă complet. Apoi adăugați zeama de lămâie, coaja rasă de lămâie sau portocală, esența de vanilie și un praf de scorțișoară. Lăsați siropul să clocotească ușor pentru câteva minute pentru a se infuza aromele. În timp ce siropul fierbe, spălați smochinele bine și tăiați-le în bucăți mai mici dacă sunt foarte mari. Dacă sunt de mărime micuță sau medie, puteți să tăiați în jumătate. Adăugați smochinele în siropul clocotit și amestecați ușor pentru a nu le zdrobi. Pentru a preveni zdrobirea fructelor în timpul gătirii, scuturați ușor vasul în timp ce dulceața este pe foc. Lăsați amestecul să fiarbă la foc mic, mișcând ușor cratița din când în când pentru a preveni lipirea și arderea. Dulceața este gata atunci când siropul atinge consistența dorită. Pentru a verifica acest lucru, luați puțin sirop cu o linguriță și picurați-l pe o farfurie rece. Dacă picăturile rămân rotunde și nu se împrăștie, atunci dulceața este gata. Dacă siropul este încă prea lichid, mai lăsați-l să fiarbă câteva minute. Odată ce dulceața este gata, lăsați-o să se răcorească 5 minute înainte de a o turna în borcane sterilizate. Închideți borcanele bine și așezați-le cu fundul în sus până la răcirea completă. Acest lucru ajută la formarea vidului și previne intrarea aerului în borcane. După răcire, depozitați borcanele într-un loc răcoros și întunecat. Dulceața de smochine se va păstra perfect pentru câteva luni, oferindu-vă ocazia să vă bucurați de acest deliciu în orice moment al anului. Iar acum trecem și la secțiunea de sfaturi și trucuri pentru o rețetă perfectă. Folosiți smochine foarte bine coapte pentru dulceață aromată și dulce. Alegeți smochine fără pete sau deteriorări, pentru a obține o dulceață de calitate superioară. Dacă preferați un gust mai intens, puteți adăuga și alte arome, cum ar fi o bucățică de ghimbir proaspăt sau câteva cuișoare. Coaja de portocală bio adaugă un plus de aromă și prospețime dulceții. Testați consistența siropului picurând câteva picături pe o farfurie rece, preferabil direct de la frigider. Dacă picăturile rămân rotunde, dulceața este gata. Dacă doriți o dulceață mai groasă, lăsați smochinele să fiarbă mai mult timp, având grijă totuși să nu se ardă. Dulceața de smochine este perfectă pentru a fi servită pe pâine prăjită, alături de unt sau ca topping pentru clătite și vafe. De asemenea, o puteți folosi pentru a umple prăjituri sau pentru a adăuga un plus de savoare iaurtului natural. Pentru a păstra dulceața cât mai mult timp, transferați-o în borcane sterilizate, închideți-le ermetic și păstrați-le într-un loc răcoros și întunecat. Odată deschis, un borcan de dulceață trebuie păstrat în frigider și consumat în câteva săptămâni.
Dragii mei, sper că v-a plăcut această rețetă de dulceață de smochine. Dacă vă hotărâți să o încercați, nu ezitați să-mi lăsați un comentariu și să-mi împărtășiți experiența voastră. De asemenea, mă puteți eticheta pe rețelele sociale cu fotografii ale dulceții voastre de smochine. Abia aștept să vă văd creațiile. Până atunci, vă spun la revedere și vă aștept cu drag la rețeta următoare. Nu uitați să abonați la canalul meu și să vă activați notificările pentru a nu pierde niciuna din postările mele viitoare. Toate cele bune și ne auzim curând!